Ehehe, eu curs primul like, primii linii mari. Noroc, noroc, bună seara, bun găsit sau bună dimineața dacă sunteți din Irkutsk, nu știu cât e ora acolo, sau rușeau același fus oral. Prieteni, noroc, hai să ne salutăm, azi am pornit un live de asta mai nocturn, pentru că nu vreau lumea să ne audă. Eu am încercat să mă fac auzit, dar nu au fost urechi să mă audă și zic, hai să-i adun puțini oameni, dar buni, și să le vorbesc. Am niște adevăruri de împărtășit. Am văzut un fragment de interviu și n-am putut. E că dacă aveți alții mai multe zile, gata, aveți dispare inspirația, aveți dispare dorința de a vorbi despre asta. Dar e un moment tare prețios. Pe urmă, eu o să încheg această transmisiune live și o să o arunc pe YouTube. Dacă nu aveți când, dacă adormiți, dacă vă energizați pentru ziua de mâine, apoi să o regăsiți full pe YouTube. Dar acum hai să ne vorbim aici. Dar deocamdată vă arunc un link cu evenimentul meu de la Montreal. Iactă-l. Poți să-l fac pin comment? Ei, pot să-l fac prin coment. Pot să-l fac sau nu pot? Pot. E ca așa, și în top. Pentru cei care sunt la Montreal, pentru cei care cunosc Moldova, veni la Montreal, vă aștept pe 27 mai la Montreal. Deocamdată. Asta voi ca să nu credeți. Eu nu obosesc să vă repet asta. Dacă voi susțineți emisiunea Lumina, înseamnă că voi susțineți pornirile mele de... cum se cheamă asta? Pseudo-umorist. Pe scenă. Ori mie tare, tare, tare mă ajută aceste prezențe. Ele mă fac foarte vulnerabile. Că de fapt acest live sau multe alte live-uri, pentru că tu simți că nu poți să te editezi, nu poți să te corectezi, tu ești ca oamenii te-au luat în cârcă. E ca așa, hops, hai, dă pe colo, Andriuha, gonașne, gonașne, dă pe colo, nu dă pe colo, șleapă-na peste, bă. Și e un test important pentru mine. De asta e important să văd oameni care să vină să mă vadă live la spectacole. Și, repet, spectacolul se numește Deja e mai bine. Nu poți să faci un spectacol Deja e mai bine și singur pe scenă. Mai ales că să mă machiez și frumușel și pregătit. Iată, bun, hai să pornim să vorbim. Ne-am adunat o serie de oameni. Nicolae Begleț, patron de la Chicago, noroc. Cristina Răducanu, salut! Hai tuturor care s-au adunat să le spunem un salut călduros. Aruncați câte un like ca și asta și salutul vostru. Poate mai sunt oameni care am pus pe cale de a sculca de acolo, hops, ping, vine notificarea la telefon și îi trezesc și el, Andrian Candu, care mâine are de trezit dimineața, să uite totuși la acest live și ia aminte. Ok, hai că suntem 200 de oameni, o sală mică de la Palatul Feroviarelor, cac-nicac, pacitiș-to. Așadar, și am văzut eu zilele astea. Un interviu, nu l-am văzut pe tăt, că n-am putut răbda, că era, curge geniu peste mine. Știi când intri în Louvre și tu știi că e tare mult de văzut și te uiți la Mona Lisa și gata, ți ajunge. Apoi că așa și amu. Hai să ne uităm așadar, de să vedem dacă asta e pregătit. Da, asta nu e pregătit, atât e frumușel. Ia că așa, sărim într-un interviu. Fragment de interviu de la emisiunea Fabrica de Stele. Nu, pur și simplu Fabrica cu domnul Cristian Tabără, pupător de mână de mitropolit, așa e numele lui complet în buletin, puteți să verificați, eu nu spun minciuni. Așadar, fragmentul de interviu e din emisiunea Fabrica de săptămâna trecută, vineri sau nu mai țin minte, în prezența lui Kiril Gaburice, că putem să-l vedem pe acolo, și domnul Șarov, dacă nu greșesc, secretarul de stat pe educație. Dar domnul Șarov nu tare o strălucit în acest interviu în comparație cu Kiril Gaburice, că există un moment pe care vă-l arăt. Băi, eu de-am atâta introducere atâta. Hai să ne uităm împreună. Oh, și muzon, davai! Să revenim partea a doua emisiunii Fabrica în compania celor doi invitați de astăzi. Este vorba despre ministrul economiei și infrastructurii, domnul Kiril Gaburici, respectiv despre secretarul general de stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, domnul Igor Șarov. Am început să discutăm despre ceea ce înseamnă acest proiect Chișinău Arena sau Arena Chișinău. L-am văzut numit în ambele feluri. Apropo, domnul ministru, care e denumirea corectă a proiectului? Chișinău Arena sau Arena Chișinău? Când am fost în vizită la domnul primar de la Stăuceni, dânsul a zis, putem să-l numim Arena Stăuceni. Ar fi fost interesant. Ar fi fost interesant. Bă, și... Apoi, prieteni, ne aruncăm în tema Arena Chișinău. Nu știu cine de voi a auzit despre Arena Chișinău, vapșe. Asta e de câteva săptămâni proaspăt, șerbinte și mega activ, mai ales pe unele canale media din la noi din țară. Ei, și pe altele care încearcă măcar cumva să contracareze, și zic, stai, oprești surrealismul ăsta, nu ne trebuie nouă arenă. Și e că dacă n-ați auzit de asta, felicitări, înseamnă că aveți o casă în pădure și nu urmăriți actualitatea social-politică de Republica Moldova. Mă lăsați să vă invidiez, dar eu am auzit despre asta, pe mine mă doare. Vinerea trecută am scos pe Lunina și un scurt video cu cum arată o arenă sportivă a unei echipe de hockey, de copchii, din satul unde trăiesc eu, din suburbia Montrealului unde trăiesc eu.
o arenă de 3000 de locuri, în care 10 hectare maxim de teritoriu în jur, aici se vor o arenă de 45.000 și 70 de hectare. Că la moldovan, când scracănă, te scracănă 70 de hectare, părimași? Ești motivația la tata asta, noi n-am auzit-o, că suntem oameni de rând, da? Dorin Damir, grupșorul ăsta, Candu, toți ăștia entuziasmați, Igaburici, ei știu mai multe despre asta. Așadar, și primarul de Stăuceni, voi ați văzut gestul ăsta al lui Gaburici? Este o întreabă, cum tot se cheamă? Acest proiect Chișinău Arena sau Arena Chișinău l-am văzut numit în ambele feluri. Apropo, domnul ministru, care e denumirea corectă a proiectului Chișinău Arena sau Arena Chișinău? Când am fost în vizită la domnul primar de la Stăuceni, dânsul a zis, putem să-l numim Arena Stăuceni? Da, ar fi fost interesant. Tare interesant, domnul Cristian Tabre. O ridicat mâna asta înseamnă. Pățanii au fost în vizită. Ministrul Economiei și Infrastructurii a fost în vizită la primarul localității unde se va construi, unde planifică să construiască tot asta. Eu sper să nu se construiască, sper să nu se ajungă. Abiaca, nu, Andrei, ce spui, tu nu vrei bine la cultură și la sport? Stați-i o leacă, această arenă nu înseamnă bine la cultură și la sport, decât dacă numim buzunarele unor oameni cultură și sport. Abiaca, a fost în vizită și primarul a ridicat mânuța cu minșor, el, primar din partea PD-ului, a ridicat mânuța, dar spați grăiesc. Bineînțeles că eu mă pot speculez pe baza acestui gest, dar palubomul, asta tare mult înseamnă. The body speaks for itself, cum s-ar zice. Eu de săptămâna trecută, nu, de fapt de vreo două săptămâni încerc să-l trolez pe Gaburici pe Facebook. Nici o șansă, băi. În primul rând nu răspunde, în al doilea rând eu mă uit, de ce nu răspunde? Ah, pentru că șterge comentariile. Eu nu știu cine e administrator, el sau nu. Am încercat și tag la profilul lui personal, ați mă ajutați pe final de acest live și voi la asta. Dar nu răspunde, băi, nu reacționează omul. Și în același timp e foarte activ pe Facebook. Ei, ladnă, trecem cu vederea. Așadar, și, culmea acestui okay, băcăz de interviu. De exemplu, o să facem discuție la capitolul ăsta. Mie îmi place să fie cumva Arena Chișinău, pentru că sau sună mai bine după mine, dar o să decidem un grup mai mare. Apropo, știu... Băi, dar zâmbetul ăsta lui, serios, padacea lui, nu e, serios, om strălușit. Că ați lansat și ați deschis chiar și o pagină dedicată sloganului proiectului, da? Iar că aici, noi cu voi, ați fim tare activ. N-adorniți, vă rog, nu ne culcăm. Spălați dințișorii, pijamaua cățifelată pregătită, dar nu ne culcăm, pentru că avem o misiune specială. Sau și obțin, faceți save video, save link la video, link... Save link? Nu faceți save link, faceți save link. Ca mâine de dimineață să vă apucați să faceți treaba asta minunată. Te-ți trebuie să fac asta. Bun, nu are legătură cu denumirea proiectului, dar undeva pe la jumătatea lunii mai, dacă nu mă știu, se va încheia adunarea de propuneri. Ați primit propuneri până acum? Adevărat. Deci concurs pentru sloganuri ale acestei presupuse din partea lor, pe noi a plecat. Astăzi n-am verificat, dar se discută acolo. Sunt tineri care se înregistrează, care dau propuneri. Voi ați auzit de concursul ăsta? Voi n-ați auzit? Eu ați vă fac să auziți de acest concurs. Noi nu numai să auzim de dânsul, noi împreună, live, ați și participăm la acest concurs de sloganuri. Am mușc imediat. E va fi recompensat, nu? Nu e doar așa o activitate patriotică. Adică câștigătorul va primi un premiu. Ia să vedem. Premiul cel mai mare pentru acel câștigător sau câștigătoare va fi faptul că sloganul, că ideea lui este folosit drept slogan la așa un edificiu mare și impunător. Sunt foarte curios pentru că, sincer vorbind, sunt îndrăgostit de creativitatea moldovenilor. V-ați înțeles? Salut! Vreau să te fut în cur. A, da? Dar eu ce câștig din asta? Tu ai voie să inventezi un slogan pentru acest fotai. Înțelegi mândria care-i? Maladeț, Kiril Gaburici, maladeț. Dar Cristian Tabăr este pur și simplu uimit la capitolul Creativitatea Moldovenilor. M-am uitat cum v-au mai iubit după 7 aprilie, după asta cât de creativi ați fost cu miliardul, acum cu Arena Națională. Mai întâi, după asta anul trecut era votul uninominal, votul mixt. Sunteți atât de creativ, genial acești moldoveni și încă și mă plătesc în fiecare lună salariul, aici chiar îmi place în Republica Moldova. Maladeț! Pupă mâna de metropolit! Maladeț, Cristian Tabăr! Superb! Uimit de creativitatea moldovenilor! Amu, așa cum noi suntem moldoveni și creativi, noi și facem? Noi nu pur și simplu ne uităm la acest fragment de interviu. Noi participăm împreună la concursul pentru sloganuri pentru Arena Națională. Și, stati, cum e se cheamă? E se cheamă Arena Națională? E se cheamă Arena Chișinău? Cum se cheamă e? E că aici pe Facebook scrie așa. Arena Națională, așa e pagina, da? Și te duci sus... 1 mai, concurs,
Fii partea proiectului Național Arena, sloganul tău pentru Arena. Gaburi, zici că vrei și Arena Chișinău. Cert este că deja există o pagină pe Facebook. Gata, SRL-ul înregistrat din Ministerul Culturii, Malață, există o pagină pe Facebook cu 245 de like-uri, la mai puțin și la mai mic, haideți să le urăm. Regulamentul concursului și în top. Oh, și câteva poze cu sloganuri deja trimise? Pe 10 aprilie eu publicat regulamentul concursului, înseamnă că am anunțat, Malață, după asta, fragmente de interviu, oh, jurnalistul, ei, la Alexei Lungu, jurnalist, se folosește cu ghilimele, a discutat cu secretarul de stat, ia uite, interviuri de la Prime, maladeț, și aici album, albumul se cheamă concurs de slogane, stai, slogane sau sloganuri, eu am intrat pe Dex și am găsit sloganuri, ia uite-ți. Nu, anyway, s-a încurcat-o leacă, băiată, să grăghesc, ați văzut în ultimele săptămâni, 3D deschis arena, 3D făcut Eurovision, unde pleacă copchelașii lui Andrian Candu? Ieri a fost duminică, eu am încercat să-mi deschid o bere, liniștit, stau să mă bucur de soarele de afară, eu n-am putut, toată ziua mă întrebam, ce-a făcut Andrian Candu copiii când el n-avea unde să meargă? Oh, și ia camu, apar sloganul, le citim împreună, haideți, atențion, primul slogan, ui, blea. Sportul, creativitatea și diplomația duc spre arena performanței din Moldova. Cosmos, numărul 1. Mai departe, călătorim. Ambiția și implicarea generează performanțe. Rebeata, eu n-am acces la atâtea șuperși decât e nevoie citind aceste sloganuri. Mai departe, bucură-te de sport, trăiește emoțiile. Fii om, ai cromozomi. What the fuck? Era nouă a sportului începe aici. În Moldova începe era nouă a sportului. Pofigă UFC-uri всяк, eu aici, la Stăuceni, era nouă a sportului. Maladeț. În centrul marilor victorii. Maladeț. Inspiră generații. Nu, fură populații mai bine. Instinctul adevăraților campioni. Nu. Hătea... Instinctul adevăraților campioni. Dacă să considerăm adevăratul campion e Constantin Țuțu și instinctul lui e de a lua și aici noi aparține, probabil, da. Sau spate șubot, adică uciuca adevăratului campion. Spate așa din numit. Mai departe. Scriem istorie în fiecare zi. Respirăm cu plămânii în fiecare zi. Maladeț. Aici se nasc campionii. Ciuvac, asta nu-i maternitate, asta e arenă. Afighet. Numai aici și acum. Numai aici și acum, slogan pentru arenă. Deși voi în general le publicați, dacă nu s-a terminat concursul. Sportul, creativitatea și diplomatia. Oh my god, și cosmos, genial. Rebeata, uitați-vă și ne întreabă aici pe noi această pagină. Ești creativ și îndrăzneț? Noi și răspundem. Da! Înscrie-te la concursul de sloganuri pentru Arena Națională. Primul proiect social de anvergură de la independență. Proiect social totuși îl numesc, nu cultural, nu sportiv, social. Maladeț! Noi ne ducem mai sus... Găsim adresa la Google Docs-ul, este iectală. Concursul iectală. Ah, dar e tot aici, iectală. Hops. Concurs, sloganul tău pentru Arena Națională. Prieteni, dacă mă priviți de pe telefon mobil, save link la video și pe urmă, când vă trezeți, deschideți computerul și de pe desktop, ați faceți și voi la fel. Așadar, persoane fizice sau juridice, asta nu ne interesează, nume de numire. Tax, cum ne cheamă? Băiatul acela... Dacă la fată fetița aceea sau fetișcana sau feticicica, e-mail vp@plahotniuc, nu, des să vedem dacă e corect, da, vp@plahotniuc.md, des să-l copiem așa, vp@plahotniuc.md, număr de telefon, peluse, stai ei, te duci să-mi vale, pluse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și surprize, opete, mai departe, slogan, ce slogan avem noi, hai că vă spun eu. Noi futem o țară întreagă, da tu plătești pentru asta. Asta, statulec, emoții. Ha. Povestea sloganului. M-a inspirat contul de Instagram al lui KC. Nu. Constantin Țuțu, ca să creadă că zic KC. Constantin Țuțu. Așa. Submit, facem submit, participăm. Concurs, sloganul tău pentru. Thank you for your interest. Someone will be contacted. Oi, blin, someone will be.
cineva să mă contacteze în scurt timp, dar cum să mă duc înapoi să nu... Eu nu vreau să mă contactez nimeni, eu am vrut pur și simplu să am onoarea și eu în primul, în top acolo. Ребятушки, vă rog frumos, intrați pe această pagină, Arena Națională. Demonstrați că sunteți creativi și îndrăzneți. Participăm la concursuri de sloganuri pentru una din cele mai mari naibalove de la independență încoace. Anul trecut am avut un proiect mare, cultural, știți care? Votul uninominal. O strălucit artiști și-o cântat, după asta au cântat și pentru votul mixt. Care e problema? Vaș la curge, nicio problemă. Iar acum, Arena Națională. Și pagina asta e plină de chestii geniale care sunt aici. Și interviuri cu Andrian Candu și tot ce vrei și poze cu Gaburici. Prieteni, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sper că m-ați urmărit. Sper că a fost și sunet bun și video. Urmează pentru cei care s-au conectat pe ultima 100 de metri și n-au văzut ce a fost la început. Să arunc băcățica asta să fie pe YouTube. Participăm la concursuri de sloganuri și pentru cei care sunt la Montreal. Hai să vă arăt, hai să mă laud. Nu, cu asta m-am laudat. Cu asta nu m-am laudat, e că cu asta nu m-am laudat. V-am arătat? Nu. Stai, bă, că e haos. Asta m-am arătat? Iac-to! Afișul meu pentru spectacolul din Montreal pe 27 mai. Super original, super fain, nu-i așa? Foarte simpatic. Și pe final, hai să încheiem cu un cântecel. Știu că vă place muzica și cântem. Iată și așa. Toată lumea se distrează. Toată lumea dansează. Toată lumea se distrează. Noapte bune, eu vă spun. Puteți să mă miți nebun. Mulțumesc pentru susținere. Eu cu voi, pentru voi, doar pentru voi, cu voi. Hop, hop, hop și așa. Nu, dacă cesna, sincer, mulțumesc că v-ați conectat. La revedere, numai bine. Joia asta, seara, o să fie ultima ediție din acest sezon a emisiunii Internetul Grăiește. Eu așa zic, acest sezon, parcă urmează și a doilea. Ei, dar datorită susținerii voastre și hopefully să mai avem parte din niște granturi care să finanțeze acest proiect, el va continua. Vă mulțumesc, v-am pupat, numai bine și hai să încercăm măcar cumva să băgăm bieță în roate celor care ne apleacă, ne... și pe urmă ne dau voie să alegem o denumire pentru asta. Vai ce onoare! La revedere, numai bine!